În 10 și 11 mai 2013, comunitatea evreilor din Cluj a organizat un eveniment care, sub genericul Oneg Shabbat, Bucuria Shabbatului, a reunit un număr mare de evrei clujeni și prieteni neevrei interesați de tradițiile religiei iudaice. Am hotărât să organizăm un eveniment cu acest caracter comunitar pentru a reuni întreaga comunitate evreiască și a sărbători un șabat al bucuriei, acest Oneg Shabbat, un șabat al plăcerii, al desfătării. Toți membrii comunității sunt invitați și sperăm că vor participa cu mare drag la acest eveniment, care are un invitat extrem de special. Este vorba de domnul rabin Rafael Shafer de la București, care a fost foarte încântat să răspundă invitației noastre de a participa la Cluj la acest șabat, dar și membrii comunității, în momentul în care am prezentat acest proiect, au fost foarte încântați, pentru că a trecut ceva vreme de când în sinagoga de pe strada Horea a fost un rabin. Acest eveniment se adresează în principal membrilor comunității evreilor din Cluj, dar fiecare membru poate să invite câte un prieten, deoarece unul dintre scopurile noastre a fost și promovarea tradițiilor evreiești în afara comunității, de a invita, de a observa, de a simți, de a mânca evreiește împreună cu noi și de a se bucura împreună cu noi de această frumoasă sărbătoare care este șabatul. Este condus de doi îngeri, unul bun și unul rău. Dacă vine acasă și lumânările sunt aprinse și masa e pregătită, atunci de voie de nevoie, nu, îngerul bun spune, așa să fie și șabatul următor. Și îngerul rău de voie de nevoie răspunde amen. Dar dacă nu e așa, atunci îngerul care nu e bun spune, așa să fie și săptămâna viitoare. Și îngerul bun de voie de nevoie răspunde amen. Și acest cântec este primul cântec care îl cântăm când venim acasă de la sinagogă la masă și este un cântec în care ne despărțim de acest înger și le mulțumim că au fost cu noi și eliberăm să plece la ale lor. Ce face un rabin? Controlează activitățile religioase din comunitate și încearcă să le și inspire. Nu! Un rabin care își face bine treaba, în primul și în primul rând, inspiră comunitatea în care trăiește. După aceea mai are și el câteva funcții de control, dar ele sunt laterale. În primul rând, este o funcție de a inspira.
nu poți să-l iei pe om de guler și să-l inspiri. Omul trebuie să fie singur interesat. Și în momentul în care sunt oameni interesați și mă invită, îmi dau ocazia să fac ceea ce cred că trebuie să fac. Deci sunt extrem de mulțumit. Această zi de șabat am dorit ca să ne întrunim toți membrii comunității prin aceasta ca să ne apropie, pentru că toate problemele zilnice ne îndeamnă mai mult să ne îndepărtăm unul de celălalt. În acest șabat reușim ca după un anumit timp să adunăm mai mulți membri ai comunității. După terminarea slujbei religioase, care va fi oficiată de rabinul Rafael Schaffer, vom încheia prima parte a șabatului cu o masă în care vom cânta și ne vom simți bine, uitând de micile necazuri sau mai marele necazuri ale zilei cotidiene. Acest șabat nu se încheie astăzi, ci mâine suntem invitați toți la o slujbă religioasă în care vom avea de învățat din înțelepciunea Torei. Șabatul e o ocazie atât de bucuroasă. De ce tocmai în la minor? Acest cântec are un moment specific și anume în amurg la ieșirea din șabat, când simțim că încă puține momente și ne vom despărți de șabat, suntem bucuroși, dar cu puțină tristețe. Și de aceea cântăm această melodie. Sâmbătă, după serviciu divin, rabinul Schaffer a purtat un dialog pe marginea celor trei teme propuse de organizatori: tradițiile de șabat, cașrutul și sărbătorile evreiești. Voi face aici dialog cu cât mai mulți oameni. Corectez. Voi încerca să deschid un dialog și să-l las deschis. Pentru a lăsa
că acest dialog să evolueze. Voi ține aici dialog cu mulți oameni împreună, dar fiecare are interesele lui. În ziua de astăzi, un rabin, de fapt oricare alte persoane de cult, nu vorbesc aici de grupuri fundamentaliste, vorbesc de oameni luminați. O persoană de cult care își face bine treaba trebuie să țină contact cu fiecare persoană în parte. Vreau să stârnesc interes, să las cât mai multe întrebări deschise pentru ca acest dialog să continue mai departe. Reprisele discuției, conduse de rabinul Șafer cu înțelepciune și umor, au fost separate de două interludii interesante și ilustrative. Expoziția de timbre rare și fotografii despre Israel, alcătuită de Andrei Klein, din vasta sa colecție personală, și expoziția de artă culinară evrească și izraeliană, prezentată de George Izicovici și Ofelia Pripon, combinată cu degustarea delicioaselor preparate. Aceste întâlniri au un rol foarte important de a păstra tradiția, de a păstra obiceiurile și de a învăța acele obiceiuri și tradiții pe care nu am însușit până în prezent suficient de bine. Pe de altă parte, este și o încărcătură religioasă, fiind șabatul, facem parte și ne obișnuim cu acest ritual tradițional evreiesc. Îmi pare foarte bine că după un bereșit reușit din februarie, tinerii noștri au venit cu ideea și au și realizat ceea ce este de apreciat, să organizeze încă un eveniment care amintește și care se ocupă cu tradițiile evreiești. Sper că nu se va opri aici și va avea și o continuare sănătoasă și bună și apreciată de comunitatea noastră.